Pupat? Hai și scrie, că nu înțeleg. Pizza. S-a pupat? Se poate să-ți faci amin. Azi cu unul, mâine cu altul. Com? Azi cu unul, mâine cu altul. Vreau foarte cu altul. Ăștia nu se pe care să ne buni amândoi. Chiar că. Hai să-ți arăt. Nu chiar așa, frică mai încă. Hai că ai pus că a fost. Acolo. Sunt sigur. Nu te pune! O, tu fi pune mai. Du-te, du-te. Ba da, mic, da, că am de calde. Băi, ce faci aici? Băi, ce înseamnă asta? Hai, mă, ăla. Vezi că perna se poate desonfla, să știi. Cândva. Dacă mă comentează, scotul ăsta sună, dacă mi-ai tot măr în cap. Nu, nu zi tu că perna... Cine a aruncat cu mărul? Ce fac, mă, arunc și... Băi, bă, tu nu-ți mai permite glumii cu mine, ai auzit? Gata, mă, ce? Ce aveți? Ale! Gata! 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 Alex, stai, gata! Hai, stai! Bă, stop! Stop, frate! Gata! Alex! Dar ce ai cu el? Alex, dar gata, odată, încetează, te rog eu frumos, hai! Eu cred că singura chestie a fost din partea lui Mari. Poate să supere Mari pe mine, doar că ea a fost singura care a strânit, pentru că din cauza ei a pornit totul. Eu nu vreau să fac un sărbat, serios, cu nimic, să mai stau aici! Uite-ți tot, bă, frate! Hai, ce ai de știi? 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 Băi, frate. Băi. De ce faci așa, Bogdan, pe bune? Aduceți-i puțină apă. Dar aruncă cu pernă, ia, face Caterinca de tine. Am înțeles, frate, nu mă abțin, că nu sunt cu nimeni. Dar ce să ne bun, îi poți să fii de mare, vrei tu, bă, că îți dau barba jos. Băi, fraiere, tot în hotel cu tine. Sunt foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat astăzi, într-o zi așa de minunată. Este 8 martie, ziua internațională a femeii, iar, atenție, Alex și Bogdan, a fost un gest foarte urât. Nu trebuia să faceți așa ceva și să stricați o zi atât de importantă, o zi atât de minunată și atât de frumoasă. Rușine, suntem cu toții dezamăgiți de ce ați făcut voi. Să nu se mai repete niciodată! Dacă ajungi la București, să știi dacă ajungi la București. Are 20 de kg și ce cred. Bogdan, nu te mai enerva, te rog că nu-ți faci bine. Aveam scăzut cu ce mi-a de înainte, frate. Păi asta e ideea. Vrei să te aduc ceva dulce? Băi, frate, cum să zic că mi-e aici cu domnule, dar ți-e foame și după asta să-mi dea el cu palma în mine, dar cine e... De asta s-a enervat, că ai luat masa. Da. N-ai stat la corp la corp, dacă stai corp la corp era altceva, dar ai luat masa, frate, nu se face cu dașa. Adică n-a fost corp la corp, ce-o făcut? Așa putea și el să ia ceva să-ți dea în cap și-ți dădea. Nu e ok să luăm obiecte, să aruncăm una. Păi nu puteam corp la corp, cum mă țineau ăștia, frate, ce vrei? Păi nu ți-o ridică prima masă, mă țin prima masă. Păi oprește-te, mă, și tu, frate, ce faci? Dai foc acum? Nu. Păi oprește-te. Poți să intru? Nu, stai un pic aici, Alex. Dar stai puțin, te rog. De ce te rog, stai? Să nu mai faci așa, te rog, te faci de râs. Păi aruncă cu mere în mine, cine e? Să aruncă cu mere la țară acolo, păi cum să mă fac? Vino și stai cu mine, te rog. Din câte am văzut, altercația dintre Mocanu și Alex s-a produs din cauza Marinelei. Probabil că au fost două orgolii masculine pentru o femeie. Cum ai face din astea? Doamne ferește! Deja e... De ce ți-o, frate, să iau și pe Ricardo să ne zic? Toți concurenții să meargă la casă! Nu știi să citiți? Păi asta faci, doamnă! Hai!
Stai, mă, cum? Nu stau unde vreau eu. Ca să știi, mie nu-i frică de nimic, ca să știi și tu asta. Hai aici atunci, dacă nu-ți frică de nimic. Stau aici. Dar nu știi că nu-i frică de nimic. Bine. Și nu. Eu m-am săturat, frate, să trăim așa. Să-ți fie frică să zici ceva că ți-e bat. Se vorbește despre iubire, nu se vorbește despre dragoste, despre sentimente. Aici sunt jigniri, numai bătăi. Bă, unde-i dragostea aia pe care trebuie să o trăiești, așa, cu fluturaș, cu... Unde este? Fata, nu s-a băgat deloc ce ai, eu m-am uitat între bătaia lui Marie și a lui Simina. Da, să te apuc în buzunar. Fata, uite, hai să-ți arăt cum era, eu m-am închinat de 10 ori. Da, și eu. Era aici, fii atent. Da. Aici, au venit direct, s-au luat, s-a dat așa. Și stătea cu mine în buzunar acolo. Da. Și a venit Hamu de coale și cu Ricardo sau ceva de genul. Și pe Anone, da, și a venit Anone că nu mi era acolo. Și acum s-a băgat? Nici acum nu s-a băgat. Nu. Nu. Nu sunteți în stare să vă dați replici numai cu bătaie? Să te ducă capul să-l faci pe om din vorbe. Uite, tocmai asta spuneam. Adrian, în afară să jignească, nu are un cuvânt inteligent. Păi da, să te facă să te simți prost. Ca să te facă să te simți prost prin inteligență. Da, cu ceva adevărat și cu ceva ce să te facă să nu mai ai ce să-i spui. Să te lase fără replică, da, exact. Dar nu există mai aici. Creier atât. Bubu de orez. De la ce m-a pornit bătaie? Că n-am fost atât. Nicio, da, m-am dus eu lângă gen să o ia pe Marinela și... Păi da, mă, dacă l-ai văzut că stă cu Mari... La un moment dat, că da, la gen să-mi dea mie în joseală, că el e mai mare ca mine. Dar nu-i vorba de asta, frate, dar dacă l-ai văzut că stă cu Mari... Și eu perna se poate desumfla. Cum ar fi acum? Înțelegi? Și după ce am plecat, aruncat cu mărul. Explică și mie care e joseală. Ți-am vrut eu să te-o dau ție, că n-am înțeles? Păi nu, măi, joseală a fost când ai vrut tu, când ai țipat după mine, dacă mi-e foame sau când ai venit lângă mine și mi-ai făcut ea, hai, gata. Asta nu e jos. Bă, v-ați luat că ai aruncat umărul, mocanule, aruncat umărul și de-aia. Nu, frate, am luat când am început cu doi, dar ți-e foame, mă, ca și cum când e foame. Păi da, mă, te-am dacă ți-e foame. A, mă, știm toți tourile astea, când e foame, cum ar veni, dar bine, am înțeles, n-am zis nimic, dacă am zis că hai să mă prefac că fac pe prost, da? I-ați lăsat, frate, să se bată, nu v-ați băgat să-i despărțiți. Cum nu m-am băgat? Bă, tu! Cine s-a mai băgat? S-a mai băgat cineva? De ce să mă bagă? Dita mai omul, frate. Lasă-mă să se bată. Păi de ce mă să bată? Lasă-mă, păi ce să se amenințe și atâta, lasă-mă să se bată. Ia uzi, mă, stau păi acum. Ce facem, mă? Noi suntem aici în casa să ne omorâm? Pă bune? E vina noastră, frate. Păi nu, frate, nu e... Dacă nu, au ceva hai, te înțeleg. Tu ai fost cu mine acolo, nici măcar n-ai fost pe fază. N-am fost nici pe fază. Măcar n-ai înțeles. Andy zice că s-a băgat, dar nu-i de ajuns, frate. Păi, și ce vrem, eu inițial, până să mă bag, m-am gândit că mi-a zis doamna Andreea Mantea, nu te-a mai băgat. Nu, a zis să ne băgăm când e cazul. Când m-am băgat când e exact când e cazul, că stau atins puțin. Păi, atunci când am văzut că e cazul, m-am băgat. Păi ce, suntem cumva la pază? Vă primiți cartona și... La pază, mă, aici, mă. Și crede-mă că ăsta e de roșu. Ce s-a întâmplat? Mamă, că s-a întâmplat și la fete și s-au luat și nu s-a dat niciun roșu. Eu sper să nu vă dea, frate, sincer. Băi, pe unul gură, pentru că vă certați, roșu, bă, vă data. Certați din cauza la niște tâmpenii. Băi, de roșu nu-i, asta. În primul rând, frate, bă, ai văzut-o pe Mari cu el, lasă-mă, frate. Vă dă roșu fix roșu. Să potrivească și de roșu. Și nu trebuie, frate, să vă faceți ambiții și din astea. Nu știu ce înseamnă roșu sau galben, dar dacă nu i-o dată, nu-i, n-am dat în el, nu cred că... Nu sper, nu știu. Ei, da, da. Băi, n-a dat în el. Nu, nu, nu. Dacă de... să fie, că a ridicat masa, a spart alea. Eu am spart alea? Păi a ridicat masa, frate. Din gaură. Și asta cu masa, crede că asta era de intimidare, dar când făceam eu de-astea cu masa... Asta mă, că a luat masa în mână după aia. Păi și eu puteam să iau masa, la mișto de... Băi, mă amuzați, mă, pe mine. De ce? Și păreți așa, ca niște copii. Vă luați la niște copilărism. Dar nu se bagă nici unul, frate. La voi două nu s-a băgat decât Hamu de Ricardo și nu știu. Deci Andy era așa. Și ce râdea? Când ne-am bătut noi două, așa stătea Andy acolo cu mine în buzunar și se uita și făcea. Atât! Da, frate. Eu cred că ne-am văzut. De bătaie numai așa se crede Izmar 2. Băi, frate, nu înțelegi că sunt la un ring de MMA. Eu vreau doar să spun că nu suport fazele astea. Glumele astea lui Hales. Vreau să-i dau dreptate și lui Bogdan și lui Zoran. Știi care e treaba? Că ai stat tu cu Mari. Băi, frate, uitați, sunteți toți martori. Băi, sunteți toți martori. Băi, Hamude, ascultă-mă, sunteți toți martori. Când s-a dus el lângă Mari, acolo l-a lăsat în pace. Când a fost în casa fetelor, s-a dus lângă Mari, l-a lăsat în pace. Nu i-am făcut nimic, deci nu. Băi, frate, eu când m-am dus lângă Mari. Băi, v-ați bătut pe Mari. Băi, stai, bun. Ăsta l-a provocat și mai devreme acolo în grădină. Dar nu m-am supărat atunci, frate, că l-am vrut să vorbească, l-am supărat. Că atât am cerut. Ai Hamu de totul, înțepală. Eu atât am cerut. Când stau cu Mari și stau și eu. Frate, că numai animalele se bată cu o femeie. Ia, femeia vine la tine. Bă, tine nu te-a ales nici am atât. Da, și mă, ai avut și tu o femeie și a bătut joc de tine. Mamă, nu mai, de fiecare dată când deschide gura lui la mișto. Nu mai luăm, frate, lasă-și. Stai, pus în genunchi. Bă, frate, atât am cerut. Când am avut și eu momentul cu Mari acum la masă, să fiu și eu lăsat în pace cum l-am lăsat și eu. Înțelegi? N-am cerut mare lucru, nu cred că am cerut mare lucru. Să termine.
Lasă-mă că ai avut timp destul. Ați greșit amândoi acum. Dar nu decizi tu care-i timpul. Dacă eu m-am dus și m-am băgat o seamă de 2 ori, de 3 ori, de 50 de ori, mă las să vorbesc eu, că și eu te-am lăsat pe 10 minute, 10 minute. Bă, Zenoaga, adevărul că e urât. Și eu dacă eram cu o fată și vreai și trăgeai de ea, dar nu s-a întâmplat odată. Asta mă, că până la urmă nu e a lui, dar înțelegeam dacă era cu el împreună, da, frate, da, dar lasă-mă să vorbesc, că aveam o conversație. Băiatul era cu ea și făcuse pe la el. Bă, dar și el are dreptul, frate, că sunt împreună. Băi, frate, am venit la el și la Roxana și mi-a zis, Roxana, frumos, avem o conversație și am plecat. Păi, Alexandra, că ia cartonul așa cum are două. Are două, Alexandru? N-are două. Unu. Și dacă e acum, are două. Adrian vrea să-l provoace să-l scoată afară pe Adrian Bogdan. Adrian vrea să-l provoace toată lumea, ce crezi? Pe Bogdan, nu știu ce are cu el, dar are. Ăsta vechiul sau nou? Vechi. Păi n-are două, vrea să-i o dea ca să plece acasă, ce să mai... Și se ia de el că el se abține că are două. Dar știu că frate, Adrian nu vrea să plece. E numai de show, tu. Păi el ce a zis? Votați la Risa, chiar ieri a zis. Da. Băi, el nu vrea să plece, că dacă vrea să plece, frate, în primul rând, când vrei să te descalifici, poți să o faci. Da. Ce-a făcut până acum el... El zice că intimidează. Tu crezi în tipatul lui? El zice că intimidează, e deja... Dar stai, mă, vrăjeala asta. M-a luat eu o leacă de el la bucătărie, s-a dat o leacă în spate, jur, dacă te dai un pic în el.